Președinta Asociației Obștești, Platforma Moldovei, Irina Vlah, care a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din toamnă, susține că a fost filată și intimidată de Serviciul de Informații și Securitate. Fostul bașcan al Găgăuziei a declarat în cadrul unui briefing susținut în data de 22 iulie că toate deplasările sale în teritoriu sunt documentate și de multe ori în timpul întrunirilor se fac filmări pe ascuns. Mai mult, Vlah susține că persoanele care participă la întâlnirile cu ea, inclusiv primarii, sunt supuși presiunilor. Aceasta a prezentat și câteva imagini cu mașinile angajaților SIS, care ar fi urmărit-o în localitățile în care are întrevederi. Vă знаете, когда я приезжаю в район, первый вопрос, который мне задают примары: госпожа Влах, а что случилось? Почему столько внимания к вашей персоне? В тот день, когда я должна приехать в район, власти устраивают на месте целую спецоперацию. Potrivit lui Vlah, toate aceste acțiuni se desfășoară la ordinele date de președinta Maia Sandu. Redacția Newsmaker a solicitat comentarii la acuzațiile lansate de Irina Vlah de la președinție și Serviciul de Informații și Securitate, însă deocamdată nu am primit un răspuns. Aveți nevoie doar de un telefon mobil și o adresă electronică. În data de 22 iulie a început admiterea în universități care, în premieră, se desfășoară online fără a fi nevoie de prezența fizică a absolvenților. Platforma eadmitere.gov.md permite depunerea până la 3 cereri, la 3 universități în același timp sau pentru 3 specialități. Există posibilitatea de a alege între 16 instituții de învățământ superior, dar e coadă la Universitatea de Medicină și Farmacie. Beneficiile inovațiilor sunt încă greu de evaluat. Noi am depus online azi dimineață, dar platforma a dat eroare și deja am venit la universitate. Noi sperăm că deja o să regleze toate lucrurile și deja să putem să depunem conform cererii. De ce nu este aici astăzi și nu online podemești documente? Pentru că masterat podeiuță fizică în prezență. Мне кажется, оба варианта одинаково удобны. Кому уверенности больше придает в физическом присутствии, приходит. Кто способен онлайн, тот онлайн. De ce sunteți astăzi aici? Pentru a depune actele. Încă nu am evoluat deloc pentru că aplicația nu lucrează și aici este rând și nu știm care să fie mai departe. Reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu au explicat de ce s-au format rânduri în condițiile în care există posibilitatea de a depune dosarele online. Platforma s-a deschis la 8 dimineață. La moment fizic am avut prea mulți candidați care au depus, candidații sau persoanele care au mai puține posibilități în privința tehnicii, nouă calculatoare, nouă telefoane. Pot să se adreseze și în instituțiile de învățământ, unde sunt ghidați cu privire la admitere. Gheorghe Harea i-a sfătuit pe viitorii studenți să nu depună actele online imediat, ci peste o zi, două. Acesta a explicat că dacă universitatea va primi cererea în ziua următoare decât cea în care s-a dat start admiterii, acest lucru nu va afecta în niciun fel rezultatul. Ar fi ca un sfat să depună mâine sau poimâine, pentru că platforma este una nouă, platforma lucrează mai greu în prima zi, probabil și din cauza fluxului mare de candidați care vor să înregistreze în același timp. Amintim că admiterea la universitățile din Moldova se desfășoară în perioada 22-31 iulie. Rezultatele preliminare vor fi anunțate în data de 2 august, iar cele finale în data de 9 august. Etapa a doua, cea suplimentară de depunere a actelor online, este programată pentru perioada 10-14 august. Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială în data de 21 iulie. Oficialul a anunțat pe rețelele sociale că nu va lupta pentru al doilea mandat de președinte al SUA. Acesta a subliniat că a fost cea mai mare onoare a vieții sale să-i servească în calitate de președinte pe americani. Deși dorința sa era să fie reales, liderul de la Casa Albă consideră că este în interesul partidului său și al țării să dea înapoi și să se concentreze exclusiv pe rolul de președinte pentru restul mandatului. Biden a propus alegerea vicepreședintelui președintei SUA, Kamala Harris, drept candidat din partea democraților în data de 22 iulie. Aceasta a anunțat că a acceptat cu recunoștință sprijinul șefului statului și a început deja lupta pentru nominalizare.
Președintele Biden face ceea ce a făcut întreaga sa viață în serviciul public. Pune interesele poporului american și ale țării noastre mai presus de toate. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a uni Partidul Democrat și pentru a uni națiunea noastră pentru a-l învinge pe Donald Trump. Avem 107 zile până în ziua alegerilor. Vom lupta împreună și vom câștiga împreună. Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a comentat schimbările. Acesta a declarat că dacă Biden nu este pregătit să candideze, ar trebui să renunțe la atribuțiile sale. Candidatul democrat va fi nominalizat oficial la Convenția Națională a Partidului, care este programată să aibă loc între 19 și 22 august. Totuși, sediul de campanie al președintelui SUA a fost redenumit deja în Harris pentru președinte, conform informațiilor publicate pe site-ul Comisiei Federale Electorale din SUA. În agitația urbană și grijile de zi cu zi, puțini sunt cei care își mai dau interesul pentru știința matematicii și relația ei cu natura. Un exemplu în acest sens este șirul lui Fibonacci, care reprezintă o ordine de cifre în care fiecare număr este egal cu suma celor două de dinainte. Acesta este prezent în modelele de creștere a plantelor, componența frunzelor și florilor, dar și structura animalelor. Echipa Newsmaker a decis să testeze cunoștințele chișinăuienilor și i-a întrebat dacă au auzit despre acest șir de numere. Unii au menționat că nu doar au auzit despre această noțiune, dar ne-au spus și definiția exactă. Cei drept, puțini au fost din această categorie. Eu nu înțeleg și înseamnă asta. Nici nu ați auzit. Nici o idee n-am. Вот Фибоначчи, ну я точно слышал это понятие, да, но точно интерпретировать, что это, нет. Ну то есть это точно какой-то условно загадка, условно, да, то есть которую нужно было разгадать. Вот, но в деталях я не скажу комментарий. Знаете, что такое код Фибоначчи? Нет. Не слышали об этом? Нет. А как вы думаете, примерно, ну что это такое? Вообще не знаю. Да, это последовательность цифр. Да, я знаю, что такое код Фибоначчи. Слышал, но уже не вспомню, что это такое. Ну, это мир, построенный, да, на Фибоначчи что-то там, да, по-моему? На Маусет, да. Да, он за Диоули Фибоначчи, да, на Дефирулы. А что это Оули? Оули и Дори Экспозиции, и Оули Дичельный Скунт. Это последовательность чисел, которые там спираль как-то закручивается и так далее.